seara și bine ați revenit la ora arbitrajului. După ce în ultimele ediții ne-am oprit asupra fenomenului și din alte perspective, facem și ce facem și ne întoarcem la domeniul construcțiilor și nu avem cum să nu ne întoarcem în condițiile în care diverse statistici arată că aproximativ jumătate din procedurile arbitrale generate de România ca piață sunt în materia construcțiilor. De această dată vom avea o perspectivă tehnică a unui inginer. Invitatul este doamna Alina Oprea, inginer constructor, fost reprezentant pentru România al DRBF, pe de altă parte fost director pentru regiunea 2 al aceleași prestigioase organizații mondiale. Bună ziua și bine ați venit la ora arbitrajului. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îmi păstrez obiceiul atipic de a nu face eu prezentarea invitațiilor, pentru că cred că cei mai măsură, sau în orice caz mult mai măsură decât mine, mai convingător și mai grăitor să-și prezinte experiența relevantă pentru prezența în emisiunea ora arbitrajului, sunt chiar invitații. Vă rog să detaliați și să punctați elementele cele mai importante ale impresionantului CV al dumneavoastră față de puținătatea detaliilor pe care le-am dat eu în mod deliberat când v-am prezentat. Mulțumesc. Este destul de greu să vorbesc despre mine, dar n-am să vorbesc practic despre mine, ci despre domeniul extrem de interesant de care mă ocup, și anume contractele de construcții. În contractele de construcții de care mă ocup din 1998, am avut diverse roluri, care toate mi-au plăcut foarte mult. Am lucrat atât pentru beneficiar, cât și pentru inginerul supervizor, pentru antreprenor, cât și în soluționarea disputelor. Pasiunea mea, să zic așa, și ce mi se pare un plus foarte mare pentru domeniul construcțiilor este contractul FIDIC. Practic sunt mai multe tipuri de contracte FIDIC, deci întocmite de Organizația Internațională a Inginerilor Consultanți FIDIC. După nenumărate studii de mai bine de 60 de ani din domeniul construcțiilor pe piața internațională, au ajuns la anumite forme de contracte FIDIC care se folosesc în toată lumea. Am început lucrul cu contractele FIDIC în 1998 în calitate de reprezentant al beneficiarului sau parte din personalul beneficiarului. Mi s-au părut extrem de interesante, foarte exact reglementate, proceduri stricte pe care trebuie să le urmeze atât beneficiarul cât și supervizorul, inginerul supervizor cât și antreprenorul, pentru a duce la bun sfârșit construcția respectivă, proiectul respectiv. Deci am lucrat și ca reprezentant al beneficiarului. Ulterior am lucrat ca și consultant sau sfătuitor, să zic așa, al diverselor antreprenori în alte contracte, desigur, cu alții beneficiari, ca și inginer, expertul de revendicări al inginerului sau expertul de revendicări al antreprenorului. Este un domeniu fascinant, în sensul în care prin cu ajutorul revendicărilor, partea care este, să zic așa, vătămată dintr-un contract și recâștigă drepturile. De asemenea, am lucrat și ca adjudecător, cel care dă o soluție, conform voinței părților care l-au angajat pentru așa ceva, care dă o soluție pentru disputele care apar între părți în cadrul contractului. Este foarte interesant, este incitant și îmi plac lucrurile incitante. Ok. Acum, o rezumat sau o sinteză cu scopul de a puncta anumite elemente care mi se par foarte interesante. Prima, doar asta faceți. Deci, întreaga existență profesională e dedicată contractelor de construcție de tip FIDIC. Corect. Așa este. Am început ca inginer proiectant, dar doar 3 ani. Inginer proiectant de poduri mi s-a părut de asemenea foarte interesant și până am trecut la următorul pas foarte interesant, disputele în contracte de construcții, contractele FIDIC. Deci este, cred că e corect să spunem, o super specializare sau supra-specializare, pentru că e mai mult decât specializare în domeniul construcțiilor, este pe anumite tipuri de activități, într-un anume tip sau câteva
tipare de contracte de construcție, corect? Da, da. Bun. În legătură cu această supra-specializare, ca să nu îmi pierd ideea, nu există la un moment dat, după atâția zeci de ani, dincolo de avantajul supra-specializării, care e lezne de înțeles, înseamnă cunoașterea profundă a materiei respective, nu e un pericol, nu se ascunde undeva un pericol al, nu știu, demotivării sau o parte negativă de culmine această supra-specializare. Asta este o discuție foarte la modă în lumea avocaturii, mai ales în străinătate, unde piața permite o supra-hiper-specializare, încât există avocați de M&A sau avocați de dispute sau avocați de arbitraj care nu fac orice arbitraj, ci într-o industrie, într-un anume tip de contract și pentru un anume tip de client. Ceea ce ridică această problemă. Întrebarea cred că este o curiozitate pe buzele multora dintre cei care ne urmăresc. Într-adevăr, ar putea să pară, să zic, la un moment dat plictisitor sau prea nișat. Inclusiv, da. Numai că lucrând atât pentru beneficiari, cât și pentru antreprenori, cât și pentru inginerii supervizori, domeniul este foarte variat. Este incredibil cât de de minunată, să zic așa, este mintea umană și în câte situații puțin în afara contractului se pot situa părțile în derularea unui proiect. Și atunci totul este o activitate de creație, practic să afli cauzele, să găsești o cale de a rezolva soluția, de a rezolva problema respectivă și a da o soluție care să fie cea mai corectă. Mi se pare extrem de interesant. Este ca un joc de șah în care știi regulile și situațiile întâlnite sunt extraordinar de multe. Deci n-ai cum să te plictisești. Răspunsul pe care eu personal îl intuiam, dar era prea interesantă întrebarea ca să nu pun exact asta, este că dacă faci 1.000.000 de contracte, nu ți există 2 contracte identice ca problematică pe care o ridică. Așa și atunci este. Nu are unde să fie nici plictiseală, nici ceva similar, pentru că, de fapt, problemele concrete sunt totdeauna diferite. Este ca și cum ai avea o materie preferată la școală și cauți probleme în culegeri să rezolvi din domeniul respectiv, pentru că îți place atât de mult domeniul. Da, asta mi-am amintește de, citeam un interviu la un moment dat cu un chirurg, cred că neurochirurg, și spunea, întrebarea era similară, operezi în fiecare zi, de mai multe ori pe zi, același lucru, care este satisfacția? Și răspunsul era, nu e niciodată același lucru și nu e niciodată la fel, pentru că nicio operație, chiar dacă este teoretic aceeași operație, nu e la fel. Așa. Și, sau e poate mai clar în cazul contractelor de construcții, nu are cum să existe vreodată o situație identică care să reapară la un anumit interval. Este ca un copil care intră într-un magazin imens de dulciuri. Este ceva incredibil de frumos. Ok. A doua întrebare, tot ca o concluzie a celor explicate până acum. Tot în lumea legal, din care provin eu și de care sunt, evident, cel mai apropiat, există celebra sintagmă, celebra apreciere în legătură cu double hat pe care o poartă cei care sunt și avocați și arbitri. În cazul nostru este triple sau quadruple hat, pentru că deși jocul însemnând tipul de specializare este același, una este să fii consultant al constructorului, alta este să fii consultant al beneficiarului, alta este să fii consultant al inginerului supervisor și alta este să fii adjudecătorul cel chemat ca terț neutru să stabilească cine are dreptate și cine. Este sau nu este o atât de mare diferență între posturile respective încât să se poată pune această problemă a multiple hat pe care o poartă inginerul specializat în contracte FIDIC? Deci care e perspectiva corectă în legătură cu problema asta? Poate fi în orice fel. Odată ce știi regulile, este ca într-un dans, când îți place să dansezi și ai ritmul muzicii. Poți să dansezi orice dans, odată ce știi regulile. Mi se pare, prima dată când am fost pusă în situația,
până atunci lucrasem doar din punct de vedere al beneficiarului, am urmat un curs de ucenicie în contractele FIDIC pentru a deveni adjudecător și acolo, atât eu și cât și ceilalți din echipă, eram o echipă mică, eram pregătită pentru a fi adjudecători, am fost puși în diverse situații și când mi s-a dat un caz, sunteți reprezentantul antreprenorului și asta este situația contractuală, apărați antreprenorul, nici n-am mai putut să stau pe scaun, adică eram obișnuită doar din partea cealaltă. După aceea mi s-a părut chiar distractiv, adică hai să vedem cum ar fi și din partea cealaltă. Este, regulile sunt aceleași, am fost instruită să fiu adjudecător, deci știu care este calea corectă și care este soluția corectă a unei, a unei dispute, a unei spețe și atunci ori din ce parte aș acționa, ori din partea beneficiarului, ori a antreprenorului și cu atât mai mult a inginerului, îmi sfătuiesc clienții să meargă pe calea corectă. Le spun care este, să zic, soluția corectă în problema respectivă. Pe urmă le dau și alternative. Ca antreprenor ați avea alternativele astea, ca beneficiar aveți alternativele și mijloacele astea. Adică sunt acolo mijloace pentru... Înțeleg că e același joc, practic, același bagaj de cunoștințe necesar pentru a desfășura activitatea, probabil cu un plus în sensul că judecătorul trebuie să știe și niște chestiuni specifice, posturi în care se găsește. Adică mi se pare că e un plus pentru judecător. Da. Nu orice inginer care a activat ca consultant 20 de ani poate mâine să fie pentru prima dată și fără un training special la judecător. Cred că e corect afirmația. Da. Ok. Haideți să trecem la unul din cele trei puncte concrete pe care vreau să le abordăm în discuția de astăzi. Care este rolul inginerului, nu filozofic, nu la modul general, în concret, pentru buna desfășurare, buna derulare a unui contract FIDIC? Și haideți să ne oprim la cele trei mari etape, să le împărțim convențional. Etapa prealabilă semnării unui contract, etapa derulării contractului, de când se semnează contractul și trebuie să existe kick-off-ul contractual, și etapa ulterioară, atât de des întâlnită, cel puțin o dispută care se naște dintr-un contract, cu cât e contractul mai complicat sau mai sofisticat, cu atât sunt mai mari șansele ca disputa să fie ea mai complicată sau să apară mai multe dispute. Deci, care ar fi, la modul practic, pragmatic, cum se poate defini și cum trebuie înțeles acest rol al inginerului? Deși spuneați să nu vorbim de punct de vedere filozofic, aș începe cu o figură de stil. Rolul inginerului este acela de a avea bagheta magică și a atinge contractul și a face din el un contract bun și care să servească proiectului sau un dezastru. Și să începem cu prima parte. Prima parte, pregătirea contractului de lucrări. În pregătirea contractului de lucrări sau de proiectare execuție, inginerul are un rol foarte important pentru că poate să sfătuiască beneficiarul, autoritatea contractantă, despre clauzele contractuale. Bineînțeles, în contractul FIDIC este un set de condiții generale de contract care pot fi amendate prin condiții speciale. Condiții speciale care nu trebuie să altereze spiritul contractului FIDIC, pot să-l nuanțeze în funcție de, eu știu, contextul în care își desfășoară activitatea beneficiarul și de particularitățile respectivului proiect. În pregătirea unor condiții de contract particulare, inginerul are un rol foarte important pentru că așa trebuie să fie inginerul, să fie o entitate sau o persoană foarte experimentată în respectivul contract de construcție. Inginerul, fac precizarea și scuze că întrerup, pentru a nu crea echivoc pentru cei care ne urmăresc și sunt mai puțin familiarizați cu contractul FIDIC, inginerul înseamnă instituția contractuală, inginerul din contractul FIDIC și nu orice inginer constructor care intervine constituind una din părți. Da, este o precizare importantă în trainingurile pentru contracte FIDIC pe care le-am făcut. De-a lungul anilor am avut astfel de întrebări și anume
Cine e inginerul ăsta? Da, cine e inginerul? Poate să fie colegul meu Ionescu, că este inginer. Nu ar putea să fie colegul meu. Este o instituție, într-adevăr. Este o echipă, practic o firmă, o echipă de persoane specializate în pregătirea, supervizarea lucrărilor și aducerea proiectului la bun sfârșit. Și trebuie să fie experimentați în respectivul tip de proiecte. Din experiența lor, în experiența lor au întâlnit tot felul de probleme care au avut diverse rezolvări sau diverse cauze și tocmai asta este rolul inginerului pentru beneficiar de a-l ajuta să evite unele probleme care apar frecvent, să zic, pot apare în cadrul contractului. Ok. Există, aș zice, o glumă intrată în folclorul lumii juridice, așa, aceea a poziționării și a rolului uneori, eu taxez ca fiind o glumă sau o calific ca fiind o glumă și nu o realitate, a poziției sau poziționării inginerului, nu inginerul instituției, ci inginerul specializat în contracte fidic, consultant al unei dintre părți și avocați în legătură cu contractul fidic. Fiecare dintre ei se spune, se exagerează, dar parțial este adevărat, exacerbează problemele pe care le stăpânește cel mai bine, inginerul pe cele tehnice, faptice, realitatea, esența contractului fidic, avocatul, problemele de lege, de legalitate, fiecare cu ce este mai apropiat. Pe de altă parte, experiența arată că există, nu știu, zeci, sute de proiecte care sunt gestionate fie de un avocat, fie de un inginer pentru o parte sau pentru ambele părți. Situația desprinsă din lumea perfectă în care echipa unei părți la contractul fidic include un inginer, un avocat, un expert în quantum, un expert în fiind, mai degrabă rarisimă, mai degrabă o excepție decât o situație tipică cu care ne întâlnim în mod obișnuit. În acest context, sigur, nu ne-am propus să dezvoltăm glumele pe această temă, întrebarea mea este pentru partea care decide partea la un contract, fie beneficiar, fie constructor, contractor, care decide o gestiune economicoasă a derulării acelui contract. Nu știu, nu are resurse, nu poate să angajeze toți specialiștii de care are nevoie. Este o variantă ca această gestiune să se facă exclusiv prin intermediul unui consultant care este inginer? Întrebarea e retorică, știu că răspunsul este da. Dar vreau să aprofundăm și cred că sunt utile explicațiile care fac, sau care fac convingătoare această realitate pe care și unul și altul am văzut-o în zeci și sute de proiecte în țara asta. Se spune și așa a fost creat contractul FIDIC de către Asociația Internațională a Inginerilor Consultanți. Este un contract creat de ingineri pentru ingineri, pentru a fi citit, înțeles și derulat de ingineri. Acum, contractele se derulează într-un context legal. Fiecare țară are sistemul legislativ, prin urmare și legile trebuie cunoscute. La modul ideal ar trebui și o minte de inginer și o minte de, da, de avocat să gestioneze un contract. Acum, ce se întâmplă? Este bine, adică este posibil ca un contract să fie gestionat de către un inginer, deci cineva de cu pregătire tehnică, dar să ia bine în considerare condițiile contractuale. Condițiile contractuale sunt regulile jocului. Degeaba ai, eu știu, alergi bine și prinzi mingea dacă nu știi în ce poartă să tragi. Și se poate vorbi despre ce e mai important într-un contract sau în legătură cu un contract fidic. Este o mentalitate pe care eu am întâlnit-o. Aceea mentalitate de a esențializa, de a simplifica, în care partea X la un contract spune
Dom'le, lasă-mă cu toate aspectele astea, cu ce spune legea și nu ce face legea. Eu știu că am contractul ăsta, contractul e unul de construcții, ăsta este obiectul, dacă eu îmi fac treaba, nu mă interesează ce spune nicio lege. E bine? Este, din perspectiva unui inginer, o abordare care poate să dea roade ca optică în industria construcțiilor? Din experiența mea, pot să vă spun că atunci când inginerii iau decizii pe contractele de construcție, atunci lucrurile merg înainte. Adică merg spre rezultat. Bineînțeles, acum depinde de om, că sunt ingineri și ingineri, avocați și avocați. Ideea este ca persoana respectivă să fie înclinată spre a găsi soluții și spre a rezolva lucrurile. Iar tipic inginerului este acest gen de mentalitate și de abordare, da, pe de altă parte. Inginerul adevărat așa gândește. Am întâlnit și avocați, am consilieri juridici cu, să zic așa, mentalitate de inginer, să rezolve lucrurile. Tot respectul și admirația mea pentru așa ceva. Cred că cele două specializări sunt prin natura lor și prin stresa lor legătură de natură să contamineze. În sensul că avocații care practică preponderent sau exclusiv unii în materie devin mai mult decât niște ingineri amatori, după cum un inginer ca formare academică, după 20 de ani de derulare asemenea proiecte, are cunoștințe mai mult decât semnificative pe partea legală incidentă în legătură cu un contract fizic. Și explicația este asta. Contaminează, radiază cele două domenii care, de fapt, se suprapun ca incidență. Da, da, da. Aș vrea să cred și chiar am întâlnit pentru profesioniștii buni din domeniu, indiferent de că sunt de formație tehnică sau juridică, iau ce este mai bun și de la cealaltă parte, să zic așa, astfel încât lucrurile să meargă înainte și să se rezolve. Am întâlnit personalități din domeniu, autori a părți din contractele FIDIC, despre care chiar nu știam, adică vorbeam în așa termeni tehnici și nu, eu știu, ca să pară interesanți, dar erau la obiect folosiți, credeam că sunt ingineri. Am aflat cu surpriză că nu erau ingineri, erau avocați. Da. Cum s-a întâmplat și invers, fiind obișnuiți și cu limbajul ăsta strict contractual, specializat contractual, inginer să fie întrebați, ești avocat, nu? Nu, sunt inginer. Chiar și eu lucrez prezent la departamentul juridic. Eu sunt inginerul de la juridic. Adică e interesant. Adică este o întrepătrundere foarte interesantă. Și ilustrativ pentru cât de tare se întrepătrund cele două chestiuni, tehnicul și juridicul, în cazul acestor contracte. Da, foarte interesant și găsești resurse și... Nu cred, apropo de chestia asta, nu cred, sau nu vine în cap, vreo materie în care persoane care nu au pregătire juridică să fie atât de performante și atât de calificate în a gestiona etapa prelitigioasă sau chiar litigioasă ca în contractele de construcții, deci o altă materie ca în construcții. Pentru că importanța aspectelor tehnice și faptul că cele legale de fapt se suprapun și nu pot fi separate de aspectele tehnice face posibil acest lucru. Altfel, putem să luăm zeci de exemple de tipuri de litigii unde prevalează, preponderent, este aspectul pur juridic. Da, în această materie aș zice că este cel mai bun exemplu în care lucrurile nu stau așa. Și partea de juridic, nu contează că într-o anume speță prescripția poate să facă de prisos orice analiză. Dar overall, juridicul este minoritar într-un o dispută născută din contract fizic. Asta este cert. Ca tip de background și de experiență, expertiza celui care gestionează disputa. Hai să mutăm puțin unghiul perspectivei din care analizăm problema. Există în România, în primul rând, o largă utilizare a contractelor FIDIC. Că a fost convingătoare practica autorităților care le-au inclus în proiectele finanțate cu fonduri europene sau, în general, cu fonduri internaționale, că între timp industria a descoperit gustul fidicului și din alte surse, contează mai puțin, este folosit pe scară largă modelul contractual fidic. Cu toate acestea, există
ca gen de abordare a contractului FIDIC, părți la contractele FIDIC, în general autorități, dar nu numai, care îl încheie, dar în derularea contractului îl tratează de parcă este orice altceva, numai contract FIDIC nu. Mă refer la genul de contractul FIDIC este, sau gestionarul unui contract FIDIC este foarte împovărătoare, cere multă grijă, multă atenție la detaliu, corespondență, notificare, termene, etc. Deși simpla lui lecturale te duce la înțelegerea acestui aspect, există acest soi de lasă ce scrie în contract, hai să vedem, să ne concentrăm pe obiectiv și să practic lăsăm într-un plan secund genul de disciplină contractuală și ce presupune această rigoare a contractului. Din perspectiva noastră de inginer, cum înțelegeți, cum interpretați, cum explicați acest soi de abordare? Pe mine, personal, mi se pare fascinant ca gen de mentalitatea celui care intră într-un contract și vede lucrurile așa. Am auzit de mai multe ori replica și în diverse contexte informale. Mi s-a spus exact asta este esența. Nu mă interesează pe mine contractul. Eu știu că dacă am acest obiect al contractului și îl execut în termen, tot restul este o poveste. Perfect de acord cu asta. Numai că realitatea arată că din vari motive, oricât de bine ai încercat să execuți contractul, se poate uneori. Sau nu se poate atinge rezultatul în termenul respectiv. Într-adevăr, e fascinat și incredibil. Adică ai o înțelegere între părți și, practic, după ce ai semnat înțelegerea, o pui în sertar și hai să trecem la treabă. Să zicem că ar putea, eu știu, prin nu știu ce noroc, ar putea să meargă toate lucrurile bine, să nu se întâmple nimic rău sau chiar dacă se întâmplă părțile să se înțeleagă foarte ușor, dar contractul este important, mai ales atunci când nu se întâmplă lucrurile așa cum trebuie. Și atunci în contract ai exact mecanismele. Și contractul pe tine ca parte te poate ajuta și recompensa sau te poate, eu știu, duce în situație cu totul și cu totul nedorite. Chiar astăzi vorbeam cu cineva despre o situație cu totul și cu totul nefericită, dar perfect previzibilă dintr-un contract. Antreprenorul pur și simplu nu a avut condițiile să lucreze într-o anume perioadă de timp și nu a transmis rapoarte lunare ale antreprenorului lună de lună, așa cum scrie în contract că trebuia făcut. Și nu numai atât, în contract erau și niște sancțiuni, niște, să spun, amenzi pentru nepredarea raportului la timp, amenzi care duceau și la, aveau și niște dobânzi. Penalități sau chiar... Penalități. Da. Mulțumesc pentru precizare. Și a zis așa, nu lucrez ce rapoarte să dau, nu... A și uitat de ele, și așa ne-am lucrat. S-a trezit cu penalități foarte mari, de plătit. Și asta e, contractul spune că trebuie plătite. Deci, dintr-o neglijență. Pur și simplu. Deci, este important, ai o înțelegere scrisă, ai niște condiții scrise, știm cu toții, orice contracte facem și de utilități și absolut orice, sunt condiții de contract pe care, înainte de a le semna, le citim. Odată ce le-am semnat, ni le-am însușit, le-am acceptat și suntem obligați să le respectăm. Altfel, pe de altă parte, există, cred că, numărul autorităților care au fost implicate pentru accesarea unor fonduri europene în general într-un contract FIDIC sau de tip FIDIC este de ordinul miilor în România, mergând până la cea mai mică comunitate locală sau companie care are o bucățică de infrastructură de un fel sau de altul. Situația în care o asemenea autoritate care nu are nici resurse financiare sau de altă natură pentru a-și asigura consultanța pentru derularea unui asemenea proiect, capătă o altă conotație ca gen de imprudență, să spunem, din partea statului privit global. Corect? Și din păcate, asta este o realitate prezentă la scară largă în țara asta și mă tem că va continua să fie prezentă. Adică eu aș compara situația asta cu genul de
a apărut cea mai sofisticată jucărie IT în America și dă eu unui copil care n-a văzut în viața lui nicio mașină cu telecomandă. Cam așa mi se pare postura în care se găsește cel care nu are cum să aibă asistența calificată, tehnică, juridică sau de altă natură, pentru derularea unui asemenea contract. Așa este. E într-adevăr foarte important să respecti litera contractului și spiritul contractului, să ai pe cineva care să-ți spună ce să faci sau dacă nu ai, măcar să te îngrijești ca angajații tăi să știe despre ce e vorba. Din păcate am întâlnit foarte multe cazuri când atât autoritățile, dar uneori și antreprenorii chiar nu știau în ce intră. Au semnat un contract, ok, astea sunt condițiile. Și eu am văzut cazuri în care ambele părți nu înțelegeau tipul de contract pe care l-au încheiat. Da. Asta ca să fie o armonie da. A haosului contractual. Să nu fie situația dezechilibrată. Da. Și să spunem, am întâlnit cazuri în care, eu știu, își trimit oamenii la training să se specializeze în contractele FIDIC, dar nu îi ascultă nimeni. Practic sunt oamenii care se ocupă direct de implementarea contractului și nu au niciun cuvânt de spus în luarea deciziilor, nu sunt ascultați. Probabil că asta vine din, eu știu, din istoria noastră. Astea sunt niște exemple nefericite. Adică dacă eu sunt comuna X, care la un moment dat, nu știu cum ajung beneficiarul unui contract prin care mi se face rețeaua de drum sau de canalizare acolo. Și odată în viață sunt parte la un contract FIDIC. Să vreau să-mi specializez consilierii în contract FIDIC în timp ce derulez acel contract, mi se pare genul de încercare total nefericită și nerealistă raportat la genul de probleme cu care trebuie să se confrunte oamenii respectivi și societatea aceea. Dar, da, se ajunge și la astfel de situații, unde oricum e de salutat efortul și bunăvoința de a încerca să înțeleagă problemele respective și de a le gestiona. O altă chestiune îndelung dezbătută, așa și cu niște accente care mi se pare, dacă încerci să le generalizezi sau să le dai o tentă, sunt critice, este aceea a tendinței, a realității autorităților române și legiuitorului român de a transforma contractul FIDIC în contract de tip FIDIC. Deci multe voci au criticat tendința de a îi mai pune o floricică, a mai modifica ceva, motivația fiind întotdeauna una aparent de necontestat, e nevoie să adaptăm la realitatea din România. Ce părere aveți despre acest fenomen? E un fenomen negativ în sine? E ceva rău? E cineva, e legiuitorul această entitate abstractă rău intenționat? Sau de fapt e un fenomen normal care a răspuns unor nevoi? Mă interesează o părere obiectivă din partea cuiva care de 21 de ani e mai în temă ca mulți avocați sau poate ca toți avocații în legătură cu acest fenomen. Pot să vă spun istoria așa cum o știu eu. La început se implementau contractele FIDIC așa cum sunt, pentru că nimeni din România nu știa cum să intervină și cum e un contract asta. Din respect nu umblăm, luăm ca... Din respect și din neștiință. Nu știm să modificăm, facem așa. Și au mers bine. Contractele FIDIC au prevederi generale care se pot aplica în tot felul de sisteme de legi în toată lumea, practic. Sunt niște reguli generale, detaliate, dar la modul general, fără să, eu știu, să contravină legilor unei anume țări. Eu aș zice că exact ăla este unul dintre marile lor avantaje. Exact, ele sunt menite să acopere tipul de lucrare respectivă, compatibil cu orice sistem de drept, oriunde. Exact. Sunt general aplicabile. Da. Și după ce s-au implementat primele serii de contracte FIDIC, asta înseamnă în anii 90. În anii 90, da, începând de la jumătatea anilor 90, după aceea autoritățile române au devenit mai... Au prins gustul și acum știm, și dacă știm, știți cum e, când știi puțin, crezi că știi tot. Și au început să modifice pe aici, pe acolo, și mie îmi place să spun organizația FIDIC are sediu în Elveția. Contractul FIDIC e ca un ceas, ca un mecanism elvețian. Este foarte bine construit. Și dacă mai vrei să pui o piesă de plastic sau de lemn aici, sau locuiești pe asta care este din mecanismul respectiv, mecanismul nu mai merge chiar ca un mecanism elvețian. Și atunci se mai schimbă câte ceva.
Și din greșeală în greșeală, să zic așa, se ajunge la dispute destul de mari. Nu mi-aduc aminte să fi văzut dispute mari pe contractele FIDIC neamendate, deci folosite așa cum erau ele. Pe măsură ce am știut noi ca și țară, să zic așa, am început să știm mai mult, am început să modificăm tot mai mult, până la urmă s-a modificat în unele contracte și echilibrul contractului. Echilibrul contractului în sensul în care mecanismul de gestionare a riscurilor era alocat astfel încât partea care poate să gestioneze riscul cel mai bine să aibă riscul respectiv. Ei, modificând contractele FIDIC și echilibrul lor, s-a dat antreprenorului, s-au dat mai multe riscuri, în ideea în care, ok, ce să mă mai obosesc eu, autoritate, o să rezolve antreprenorul. Antreprenorii cu experiență și-au dat seama că nu prea pot să gestioneze bine acel risc și fie și-au crescut prețul la ofertă și n-au mai câștigat contracte, fie au mers cu prețul mai scăzut, vânând ce alte greșeli se mai întâmplă. Și mizând pe claim-uri ulterioare ca formă de... Încercând să-și recupereze și reușind de multe ori să-și recupereze din revendicări respectivii bani. Sau, alt caz, când antreprenori fără experiență au zis, asigur, venim noi, facem noi lucrarea respectivă, asumându-și niște riscuri, neacoperindu-le în bani. Aia fiind o superficialitate sinucigașă, înțeleg, a celui care nu înțelegea profunzimea consecințelor acelor modificări. Exact. Și multe contracte au fost reziliate pentru că antreprenorii de felul ăsta nu au putut să-și îndeplinească obligațiile. Bun. Deci, încercând să sintetizez, modificările pe aici, pe acolo, care aparent erau benigne sau chiar ca intenție binevenite, au atras, de fapt, modificări profunde cu efecte, probabil, nici măcar anticipate de legiuitor. Eu refuz să cred că legiuitorul a avut niște intenții necurate în legătură cu acest aspect. Adică legiuitorul a vrut să repare ceea ce au fost semnalate ca fiind niște probleme, niște inconveniente, să le spunem. Da. Acum, ce să zic, dacă aceste modificări ar fi făcute cu ajutorul, cu la sfatul... Cu o consultanță de specialitate. Exact. Eu asta vreau să punctez. Mie mi se pare... Atunci se pot face. Exact. Mie o idee importantă mi se pare că FIDIC-ul, dincolo de toate avantajele pe care le, nu e Biblie. Nu este o realitate care nu suportă o modificare. Prin definiție este flexibil. Exact. Dar aș zice că ar trebui ca cel care modifică FIDIC-ul să fie la fel de specializat și de deștept în materie ca autorul FIDIC-ului. Și atunci... Sau pe acolo, da. Da. Da, nimic ne-ar împiedica. Deci noi vorbim de proiecte care însumează pe un exercițiu de ăsta financiar al Uniunii Europene miliarde sau zeci de miliarde de euro pentru România. Păi la valoarea asta, statul român ar putea să aibă consultanță de specialitate pentru a adapta... Eu bănuiesc că da. Și este foarte important. Consultanța nu este atât de scumpă, să zic așa, pe cât de mari sunt pierderile neavând consultanță de specialitate. Nici măcar pierde, că nu privesc neapărat că pierde în stânga sau dreapta. Consecințele invizibile, alea, complicațiile care decurg din măsuri hazardate, când ca să spun așa. Când a spus pierderi, mă gândeam chiar la sumele care se pierd în dispute, în arbitraje, din cauza neaplicării corecte a condițiilor de contract, sau nepregătirii contractului înainte de a fi semnat, nepregătirii suficiente. Am înțeles. Timpul zboară ca de obicei mai repede decât mi-l planific eu și aș mai vrea să ating cel puțin două subiecte în cele mai puțin de 10 minute care ne rămân. Adjudecarea este un instrument, metodă alternativă de soluționare a disputelor, tradițional existent în contractele FIDIC, ca etapă prealabilă obligatorie înainte de a recurge la arbitraj. Adjudecarea a avut o existență tumultoasă pe piața din România, stârnind diverse dispute tehnice legale, nu intrăm în ele, nu avem timp, și la momentul de față, uitându-ne spre viitor, potrivit HG1/2018, în modelul de contract tip FIDIC ce urmează a fi implementat, ce este implementat astăzi, adjudecarea a fost suprimată, anihilată, a suferit o moarte subită. Ce părere aveți despre acest lucru? Ce părere aveți despre
adjudecarea în general și despre tipul de probleme care au condus la nemulțumiri ale autorităților în general în legătură cu existența adjudecării în contractele FIDIC și ce, ca să fie întrebarea imposibilă până la capăt, ce preconizați în legătură cu soarta adjudecării așa, într-un interval de 10-20 de ani, nu azi, mâine. Adjudecarea este o metodă agreată de părți prin semnarea contractului, o metodă de a preveni și de a soluționa disputele rapid și cu costuri mici. Așa cum este ea definită și așa cum a fost... Exact, asta e definiția ei. Și așa cum a fost utilizată prima dată când am intrat în, să zic așa, când s-au semnat contracte FIDIC 1999, când s-a introdus Comisia de Adjudecare a Disputelor. Norocul pentru România a fost la momentul respectiv, pentru că neștiind, ca și cu folosirea contractelor FIDIC, la început neștiind ce se întâmplă și cum se poate, să zic așa, evita sau... Astea sunt condițiile de contract, trebuie să numim adjudecători, de unde luăm adjudecători, de pe lista președintelui FIDIC, profesioniști foarte buni, foarte experimentați, care chiar prin activitatea lor au prevenit și au educat părțile, neținând neapărat training-uri, dar prin modul lor de acțiune, au educat părțile în a implementa corect contractele FIDIC. După aceea, bineînțeles, cu toții, când zic cu toții, mă refer la România, am devenit mai în cunoștință de cauză, am încercat alternative, dar de ce să folosim o comisie de adjudecare a disputelor care să pună degetul pe rană și să arate unde am greșit și câți bani merită cealaltă parte? Și atunci, în unele contracte, și iată acum în HG1 din 2018, s-a eliminat comisia de adjudecare a disputelor. În felul acesta, părțile ajungând mai aproape, practic, de arbitraj sau de instanță. Pentru că atât în sensul că nu mai e o stație intermediară. Exact. Devine inevitabilă recurgerea la... Exact. Pentru că atât inginerul care dă, să zicem, stabilește un mod de soluționare a revendicărilor în cadrul contractelor, cât și adjudecătorul care dă o decizie pe contracte, au rolul de a soluționa rapid disputele pentru ca părțile să încheie capitolul respectiv și să meargă în continuare. Din păcate, eliminând din pașii aceștia, se ajunge la etapele următoare posibile de soluționare a disputelor, mult mai îndelungate și mai scumpe. O altă realitate este aceea că informații și statistici oficiale, dar procentul hotărârilor DAB care au fost executate voluntar, hai să vorbim în continuare de acest model, contractele finanțate din fonduri publice și sau europene, al autorităților care au acceptat o decizie DAB și să o execute de bunăvoie, oprind acolo disputa și ne mergând mai departe în arbitraj sau la instanță, este... Nu știu dacă zero, dar ceva absolut insignifiant. Există. Probabil că există, dar privind global la sutele, miile de proiecte, eu cred că procentul respectiv este undeva de 1-2% în cel mai bun caz. Poate nu 1-2%, dar oricum este mic. Mic. Într-adevăr, deci, acum 2 săptămâni vorbeam la Londra cu un avocat specializat în construcții de acolo și care îmi spunea așa, adjudication într-o formă sau în alta în funcție de contracte este stadiul final al unui procent de 90% din dispute, indiferent dacă partea nu este în totalitate mulțumită de soluție, dacă are o mică nemulțumire pentru o dispută care prin prisma ei, prin prisma fie a valorii relativ reduse sau a impactului negativ în legătură cu derularea contractului, oamenii acceptă soluția de la judecare în 90% statistic din disputele care ajung din anumite contracte, nu am reținut exact care era tipul de contracte, care ajung în judecare. Întrebarea este ce lipsește sau când am putea spera ca adjudecarea să aibă acest gen de impact concret
pentru că, de fapt, asta este utilitatea ei. În afară că e un mecanism contractual și un instrument agreat de părți, dacă ea își găsește o asemenea utilitate practică, înseamnă că își atinge scopul. Dacă nu, e și asta o perspectivă corectă, pragmatică, cinică, în legătură cu utilizarea ei. Ce ne lipsește și când putem să sperăm la niște rezultate, hai nu 90%, 20, 30, 50? Practica o avem, ne lipsește înțelepciune și, eu știu, viziune pe termen mediu și lung. Deja există o mulțime de arbitraje derivate din contractele FIDIC, din cauza, de obicei din cauza faptului că deciziile adjudecătorilor nu au fost puse în aplicare sau că nici nu s-au numit comisii de adjudecare a dispozitorilor și s-a mers în arbitraj, dar vorbind de cele unde au existat decizii ale comisiei de adjudecare a dispozitorilor și nu au fost puse în aplicare, în arbitraje deja avem foarte multe hotărâri arbitrale care confirmă deciziile comisiilor de adjudecare a disputelor, le confirmă ca atare sau, eu știu, păstrează variază, concluzia reținând validitatea raționamentul și, da, și esențial variază, cifrele care decurg. Variază puțin cifrele. Da. Și în hotărârile arbitrale, practic, sunt obligate părțile, este obligată partea care nu a pus în aplicare decizia CAD să o pună în aplicare fie cum a fost dată, fie nesemnificativ schimbată. Nesemnificativ schimbată și eventual și cu dobânzi foarte mari. Și dobânzile, într-adevăr, sunt foarte mari și, având în vedere aceste rezultate ale arbitrajelor, cei care întocmesc contractele FIDIC și care aleg să folosească sau să nu folosească adjudecarea sau chiar să o folosească așa cum trebuie respectiv, să pună în aplicare deciziile CAD, deci ar trebui să aibă viziunea pe termen lung și înțelepciunea să, într-adevăr, să folosească mecanismul contractual și să accepte decizia CAD așa cum a fost, cum a fost dată. Asta e o pentru perspectivă efectare interesantă. Îmi închipui o societate, o entitate X, care își pune problema la un moment dat. M-am judecat în 10 arbitraje și dacă constată că 9 din 10 arbitrajul n-a făcut decât să confirme decizia Comisiei de Adjudecare a Disputelor a judecătorului, sigur că respectivul management își va pune o întrebare pentru ce mă judec sau de ce am făcut chestia asta. Sper. Da. Sper. Mai ales că spuneați de oarecum o proporție 10 la 1. Chiar din ce arbitraje am în minte, eu știu, poate unul din 30 să fi unul din 30 de arbitraje, practic să nu fi confirmat decizia CAD, adică n-a fost ca principiu, deci nu mă refer la cifre, ca principiu nu a avut dreptatea judecătorul, nu trebuia să dea decizia în favoarea acelei părți, în favoarea celeilalte, deci cred că unul din 30 de arbitraje, din ce am întâlnit eu. În mod normal, infirmarea în totalitate a unei decizii de adjudecare care este preponderent tehnică, ar putea sau ar trebui să aibă la bază argumente legale, pentru că mi-e greu să cred cum un adjudecatar, inginer, de cele mai multe ori ca formare, poate să facă din alb-negru sau din negru-alb. Bine, e vorba de interpretarea contractului și probabil lipsa de experiență a respectivului adjudecător. Da, se poate. Timpul a expirat, mai aveam și un alt subiect, dar pe care nu-l mai putem aborda. Rămâne pe o dată viitoare, a fost exact cum credeam că va fi, o perspectivă foarte interesantă și esențială pentru corecta înțelegere a contractelor FIDIC și a disputelor, de cele mai multe ori arbitraje care se nasc din contractele FIDIC. Mulțumesc pentru prezență. Cred că avem deja cel puțin un subiect pe care îl reportăm pentru o ediție viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine până data viitoare. La revedere!